În plină epidemie de rujeolă, medicii sunt suspicioși la cel mai mic simptom al acestei boli extrem de contagioase. La secția de boli contagioase a Spitalului Municipal de la Roman, medicii de familie au trimis spre investigații doi pacienți suspecți de a se fi îmbolnăvit de rujeolă. În ultima perioadă au fost trimise două cazuri, respectiv unul săptămâna trecută și unul în urmă cu două săptămâni, de către medicii de familie la secția de boli infecțioase a spitalului nostru. Vorbim despre o fetiță de 18 ani și un băiețel de 5 ani, cazuri care au fost trimise cu suspiciunea de rujeolă. Dar în urma investigațiilor care s-au făcut în secția de boli infecțioase, aceste cazuri nu au fost confirmate ca fiind cazuri de rujeolă. Deci numai suspiciuni care nu au fost confirmate clinic și paraclinic. Rujeola sau pojarul, cum mai este cunoscută boala, este o infecție virală acută, extrem de contagioasă, caracterizată prin febră, tuse, guturai, conjunctivită, erupție cutanată, generalizată. Rujeola se răspândește în primul rând prin secreții nazale. Perioada de contagiune este de la 2 până la 4 zile înainte de erupția cutanată. Boala durează 2 până la 5 zile și poate produce frecvent complicații, pneumonie sau otită. Pacienții au în primele zile febră extrem de ridicată de peste 38 de grade Celsius. De regulă, medicii administrează bolnavilor multă vitamina A. Reamintim și faptul că vaccinul antirujeolic lipsește de o bună bucată de vreme, motiv pentru care la nivelul întregii țări s-au înregistrat 675 de cazuri de îmbolnăviri. Având în vedere numărul alarmant de cazuri de rujeolă, avocatul poporului Victor Ciorbea a cerut ministrului Sănătății, în contextul extinderii epidemiei de rujeolă, să explice de ce proiectul de lege privind obligativitatea vaccinării copiilor nu a intrat în dezbatere publică, deși acest lucru fusese anunțat încă din aprilie.